iubito. Ascultă, dragă, aș găti azi o ciorbă de legume și un pui cu mușdei și nu știu cum să încep. Să fac întâi ciorba, nu? E, așa m-am gândit și eu. Mamă, dar legumele sunt solide. Cum le fac eu lichide? Cu apă? Ești sigură? Ascultă, n-aș vrea să mă faci de râs. Este primul prânz pe care îl gătesc și așteaptă-mă tu o clipă, te rog, să... Mamă! Dragă, s-au dat la fund legumele. Ce mă fac eu acum? Să aștept? Ah, vine de singure înapoi. E nostim, da. Vai, da, dacă vine Mircea înainte. Zău? Și altceva, ce să mai pun eu acum? Un ou? Așteaptă o clipă. Mamă, l-am pus. Auzi, să spun ceva. Era cât pași să-l sparg. Ce să fac? Să-l scot repede înapoi, de ce? Trebuia numai gălbenușul. Atunci așteaptă-mă o clipă să-l scot, te rog. O clipă. Un moment să-l, un moment să-l. Își! Gata! Mamă, l-am scos. Să-l sparg? Păi cu ce să-l sparg eu, drag, acum? Auzi, aș încerca să-l sparg cu spărgătorul de nuri, dar nu-mi cape. Poftim? De colțul mesii? Dragă, dar tu ai uitat că noi avem o masă rotundă. Nu se poate sparge oul. Vai, na că l-am spart. Iubita mea, spune, gălbenușul este cel galben, nu? Poți să-l pun în ciorbă? Dar o fi igienic? Păi mă gândesc așa de pe covor. Sigur că da. Să iau altul. Ce, așa e rețeta? Da, o să iau eu și altul, dar ce trebuie să mai pun? Un cățel? Vai, dar e ciorbă de legume, mamă, cum să... de usturoi! Păi de ce mă zăpăcești tu pe mine? Totdeauna mă zăpăcești. Un moment să iau un cățel de usturoi atunci și să... Mamă, fâsâie. Nu știu ce, dar fâsâie. Și așa fâsâie când fierbe apa? Păi apă nu mai are de mult. Poftim. La gunoi? Cu totul? Și sare? Când mai pun? Să nu mai pun. Nu mai fac nici ciorba. Păi atunci stai un moment că mă apuc eu să fac puiul. Păi nu fac eu puiul acum. Vreau să zic că să-l plimb întâi prin ou și pe urmă prin unt. Ar fi nostim, l-aș plimba eu, dar nu pot să ies acum așa, pentru că, ei de ce? Sunt în capotă, dragă, mă jenez. Să-l tăvălesc? Păi de tăvălit îl tăvălesc, asta e cu totul altceva. Va să zic că întâi prin unt, pe urmă prin ou și pe urmă prin pezmet. Iubito, așteaptă-mă tu o clipă că vreau să-l tăvălesc puțin. Mamă, l-am tăvălit prin ou și prin unt, dar pe pezmet nu se lasă. Mă ciupește!